aviatorii americani, poate unii dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că, cred că în 1992 s-a organizat o festivitate pentru sensul științific, cu participarea piloților americani care au bombardat Valea Prahovei, domnul Ciurlea cred că știe foarte bine, cu care s-au desfășurat mulțumiri pentru eliberarea României, dar sigur au fost uitate cele câteva mii de victime și distrugeri de care s-au produs. Așa cred că, sigur, și recunoștința aceasta își are meandre de ei, ca să le explic așa, inclusiv aceia aviatori.